Hai să trăiască, că e marți și e vara afară, fraților, nu sunt trei ceasurile, sunt doar două, că începe 100%. Astăzi voi încerca pe cât posibil să-i rog pe invitați să dea telefonul pe silent. Mulțumesc pe această cale. Și de asemenea voi încerca să vă explic care sunt niște șmecherii pe care, dintr-un populist de ăsta ieftin, unii încearcă să le arunce pe piață. Acum, fie vorba între noi și probabil că de-a lungul edițiilor din această seară pe Realitatea Plus, vă veți da seama că e nevoie de cadre noi la Școala Ajutătoare de Comunicare de Presă. Pentru că sunt niște băieți care încearcă să inventeze o roată care a fost inventată și care a fost cumva călărită, în ghilimele, multe mii de kilometri. Cumva, eu am senzația că în ceea ce privește strategia de comunicare ne-am întors în F-mediu. Și cred eu că ori băieții ăia care sfătuiesc de zor n-au niciun fel de idei care să scoată cumva din plictiseală, ori n-au cu cine să lucreze, pentru că marfa este un pic cam veche. Una sau alta, nu știu, dar o să vă arăt în emisiune niște mostre de Școala Ajutătoare de Comunicare de Presă. Nu sunt colegii mei, ei sunt antamați acolo de către partide pe niște salarii, habar n-am care sunt salariile acelea, dar se cred așa un fel de moți și ne aruncă în piață niște idei, niște acțiuni care nu fac altceva decât să facă rău acelora pe care ei îi sfătuiesc. O să vă explic la momentul potrivit. De asemenea, am să dărâm toată povestea asta cu vai că facem noi eforturi și o să ieftinim alimentele de bază. Din păcate, am să dărâm acest lucru. Vă spun cine va câștiga și va câștiga foarte mult din acest demers sanghi. E adevărat că românii sunt aproape disperați. Te duci cu, nu știu, 200 de lei vechi la cumpărături și ții o jumătate de sacoșă. Nici nu știi pe ce s-au dus bani. Dar. Vin și spun în felul următor. Nu cu heirupul se rezolvă niște probleme în toată această poveste. Și vă mai dau o veste extrem de proastă. Se pare că am avut din nou dreptate. Ciuciu! Vor dispărea pensiile speciale. Magistrații, cel puțin în București, DNA, tribunal, curtea de apel, la revedere sănătatea, au închis ușile. Ce ai făcut, Bobiță? Blocăm actul de justiție în România? Aoleu! Să văd ce le faceți, mă! Ia să văd eu dacă acum cineva mai are curajul să le taie pensiile speciale. O să vedeți, avem informații și de la întâlnirea cu organele de resort. Deci e buba. Vara asta, cea care ar fi trebuit să fie cu vacanță și cu la munte, la mare și la soare, pare să că nu va fi chiar așa. Adică avem treabă, începe 100%. Păi că invitații, întâi de toate. Magda Bistricianu cu noi, bun găsit! Bine te-am găsit! Iulian Surugiu, președintele Partidului Patrioților, bun găsit! Bună ziua, mulțumesc de invitație! Mario Demețo, vicepreședinte liberal, sectorul 5, bun găsit! Bună ziua, mulțumesc! Daniel Ghelba, deputat AUR, bun găsit! Bună ziua, mulțumesc de invitație! Senatorul PSD Marius Umelnicu, bun găsit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Și o să mergem și cu doamna deputat Cristina Prună, care este la Parlament. Vă salut, doamna deputat! Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Și nu întâmplător v-am rugat să veniți la cadru, pentru că astăzi dumneavoastră, cei de la OSR, ați dat publicității un comunicat de presă prin care spuneți că guvernul Ciolacu, odată abilitat să emită ordonanță de urgență pe timpul vacanței parlamentare, are de gând să mărească taxe și impozite. De unde ați tras această concluzie? Păi este foarte simplu. Știți că în fiecare an, pe parcursul vacanței parlamentare, guvernul vine cu această lege care se votează în Parlament pentru ca guvernul să poată să emite ordonanțe pe perioada vacanței parlamentare. Ei bine, noi ceea ce am făcut este că am depus un amendament la această lege care a trecut astăzi în Parlament,
prin care spunem că guvernul poate să emite ordonanțe, mai puțin să crească taxele și impozitele. Și acest amendament a fost respins de actuala majoritate, ceea ce ne face să credem că, de fapt, guvernul Ciolacu, ca să acopere toate cele promisiuni din programul de guvernare, va crește taxe. Și avem și motive să credem lucrul acesta, pentru că anul trecut, dacă vă aduceți aminte, tot pe perioada vacanței parlamentare, guvernul, prin ordonanță, a crescut taxele de la 1 august și de la 1 ianuarie 2023. Și de la 1 august a crescut taxele pe munca part-time, adică în România astăzi muncești 2 ore și plătești taxe pe 8 ore. E ceva unic în lume. Și asta în condițiile în care tot domnul Ciolacu anul trecut, în mai 2022, ne spunea că nu ai cum tu ca guvern și ca coaliție să crești taxele în vreme de criză. Ei bine, au făcut amani inversul. Și temerea noastră cea mai mare, și credeți-mă că nu aș vrea să avem dreptate, este că vor face același lucru și vara aceasta, pentru că altfel ar fi admis acest amendament din partea noastră a USR și l-ar fi adoptat. De ce să nu vrei tu să scrii acolo în lege că guvernul nu are voie să crească taxele prin ordonanță pe perioada vacanței parlamentare, decât dacă ai de gând să le crești? Munca în România a ajuns efectiv să fie o bătaie de joc. Statul ne ia jumătate din ceea ce muncim, 45% sunt taxele pe muncă. Eu chiar la fiecare ședință de plen cer, avem un proiect de lege, tot USR, în Parlament, prin care să putem să reducem taxele pe muncă pe primii 3.000 de lei din salariu, care este echivalentul salariului minim. Și în perioada aceasta în care ați spus și dumneavoastră, ratele la bănci s-au dublat, te duci la supermarket, nu mai cumperi mare lucru cu 100 de lei, cu 200 de lei, ei bine, ar trebui ca românilor să le rămână mai mulți bani în buzunar din munca lor. Și dacă acest proiect al USR s-ar adopta, nici măcar dintr-un foc, putem să facem gradual, e bine, românilor le-ar rămâne 1000 de lei în plus în buzunar. Aș vrea să vă dea replica, doamna deputat, domnul senator Humelnicu de la PSD, cumva reprezentant al guvernului până la urmă. Aveți de gând să măriți taxe și impozite, domnule Humelnicu, prin ordonanță de urgență? Că mi se pare logic ce a spus doamna Prună. Dacă ei au vrut să pună un amendament în care să interzică guvernului să mărească taxe și impozite și acest amendament nu a trecut, e cumva o bănuială aproape, cum să vă spun eu, confirmată. Nu vom mări nicio taxă și niciun impozit. USR acum conduce prin temeri. Vine cu temeri. Să știți, doamna deputat, domnișoara deputat, faptul că impozitarea muncii este 45% sau a fost și când a fost la guvernare. Să nu uitați și lucrul acesta. Da. Dar nu am crescut taxele pe muncă. Să luați niște chiar 47. Ceea ce noi spunem în planul de guvernare este să 43. Micșorăm tot ceea ce înseamnă taxarea muncii. Astfel încât, într-adevăr, în buzunarul românilor să vadă mai să aibă mai mulți bani. Vă întreb eu, de ce nu ați acceptat amendamentul acesta atunci? Nu pot să vă spun de ce nu în birou permanent sau unde nu a fost acceptat. Principial, cred. În plenul Camerei Deputaților. Să poți să vii. Nu l-ați acceptat pentru că acest amendament vine din partea USR-ului, că altă explicație n-am. Dar tocmai dumneavoastră ați confirmat că acest guvern nu are de gând să crească nu vă mări taxe și impozite, mai ales nici în perioada asta în care este abilitat guvernul. Domnul senator, iertați-mă de când ați venit coaliția asta, a spus că nu cresc prețurile, nu puneți taxe, nu. Și s-a întâmplat fix, exact, invers. Sunt ultimul din lume care îmi doresc să-i dau dreptate domnișoarei deputat. Dar asta s-a întâmplat. Nu puteți să-i dați dreptate pe o temere. În niciun caz, pe o temere, că avem un drop de sare și nu, undeva. Asta este o bănuială rezonabilă. Vorbesc de coaliție și este de domnul prietenul meu, serios. Da? Deci este ca la contractul prenupțial. Laurențiu, unde e bănuială? Care e suspiciunea rezonabilă? Dacă venea USR-ul cu un amendament... Nu, dacă venea USR-ul cu un amendament, că, domne, pe perioada verii aveți voie să dați amendamente care... sau nu aveți voie să dați amendamente care să permită viața marțienilor în România. Asta însemna că există marțieni în România și se temea USR-ul de marțieni. Hai serios, acum nu te supăra. Dar nu mă supăr. Aici vorbim de amendament. Venim să facem, ești
ești parlament, hai să facem, ești guvern. Unde Mario, facem linia? Dom'le, să nu faceți guvern. Amendamente pe, în ceea ce privește sănătatea, dar asta înseamnă că, domne, sănătate, ne temem pentru sănătate, să hai nu faceți amendamente pe, în ceea ce privește... Mario, nu, nu, bine, e, nu, lasă-mă hai, cu poveștile astea cu deci, USR-ul care Prună, vine, doamna are Prună, teme Potin, dacă îmi permiteți. USR-ul se teme atât de tare, are USR-ul niște temeri, dacă când era Vlăduț și distrugea sistemul de sănătate, USR-ul n-avea și el niște temeri atunci, dacă când erau toate nenorocirile pe care le făceau de-a lungul timpului, dar la, temerile noastre nu sunt și la Clotilde Arman, la sectorul 1. Uite, ați mai mers prin sectorul 1 recent să vedeți ce nenorociri sunt acolo? Sau temerile locuiesc nu sunt și la Timișoara? Locuiesc în sectorul 1. Doamne ferește, îmi pare rău pentru imediat, condoleanțe. Doamna, sunt convins că dumneavoastră la următoarele alegeri veți vota orice primar în afară de doamna Clotilde Arman. N-am niciun lucru la cât de catastrofă administrativă este sectorul 1. Dar la Timișoara n-aveți niște temeri, dar la Brașov n-aveți niște temeri, dar la Bacău n-aveți niște temeri. Sunt niște locuri în care e corect să aveți niște temeri atât de mari, că temerea asta pe care o aveți dumneavoastră, să nu vă spălați pe mine, nu mă impresionează deloc. Doamna Prună, vă rog. Da, vă mulțumesc frumos, domnule Botin. În primul rând, este trist ceea ce aud. Văd în continuare că se pune în cârca USR pentru 8 luni de guvernare toate nerealizările PNL, PSD din ultimii 33 de ani. Dacă îmi permite să-mi duc ideea până capăt, vă rog frumos, că n-am vorbit peste dumneavoastră. Păi nu v-am ajutat. Asta în primul rând. Se pune în cârcă toate problemele. Așa a zis dumneavoastră, n-am zis eu. Pentru 8 luni de guvernare, pentru 8 luni de guvernare ne puneți nouă în cârcă toate nerealizările dumneavoastră. Asta am spus, poate nu se audă pentru că am intervenit la distanță. În al doilea rând, domnul Ciolacu în luna mai 2022 ne-a spus că nu va crește taxe și impozite coaliția PSD-PNL-UDMR. Pe 15 iulie, pe 15 iulie, dacă îmi permite să vorbesc, dacă vreți să vorbiți între dumneavoastră, eu pot să-mi văd de treabă, dar cred că vreți să auziți argumentele mele. Nu, dar cine spuneți din 1900 toamna? Sau sper, da? Spuneți de când anul a fost trecut, despre anul trecut, în 2022, ne spunea Marcel Ciolacu că nu vor crește taxele, în iulie 2022 au crescut taxele prin ordonanță dată de guvern la 15 iulie și taxele au fost crescute de la 1 august. În ceea ce privește sectorul 1, vreau să anunț pe această cale locuitorii din sectorul 1 că doamna Clotilde Arman a făcut niște economii la bugetul local din acea risipă. Mă lăsați să vorbesc și pe mine sau vă certați dumneavoastră acolo în platou. Dar nu vă e rușine dumneavoastră să nu mă lăsați să vorbesc. Spune doamna deputată, e bună. Nu poți să lași. Păi stai părerea ei. Domnul Botin. Doamne Prună, nu poți. Dar nu să spună, da. Domnul Botin, dacă îmi permiteți. Pomeni electorale vine să spună USR-ul. Domnul Botin. Nu se poate așa. Vă rog. Doamna Prună, lăsați-mă să nu vă expun. USR-ul niște hateri. Mulțumesc că ați intrat cu mine. Domnul Botin, lăsați-mă doar să-mi duc ideea până la capăt. Spuneți despre pomenile electorale pe care le dă doamna Clotilde Arman, că nu erau bune. Vaucherele lui Firea nu erau bune. Bravo pentru pomenile electorale pe care le face Clotilde Arman. Respect pentru mine, te rog frumos. Da, doamna Prună. Doamne Surugiu! Auzi. Tot din este la sectorul 1 s-au făcut niște economii din acea risipă cu operatorul de salubritate. Alea sunt taxele și impozitele oamenilor care au fost economisite de primarul sectorului 1. Și acești bani se întorc către locuitorii sectorului 1 prin acel program prin care oamenii pot recupera între 1000 și 3000 de lei din taxele și impozitele lor. Asta înseamnă liberalism. Asta înseamnă liberalism. Asta înseamnă liberalism, deputat, domnule socialist de la PNL. Este corect că dumneavoastră știți mult mai bine administrație centrală decât locală. Un primar care face economie este un primar incompetent. Rolul primarului este să cheltuiască banii în interesul oamenilor. Rolul primarului este să facă economie. Rolul primarului este să facă economie.
Rolul primarului este să facă investiții în sector, nu să dea pomeni electorale. Face să vă fie rușine investiții cu un astfel de primar și că ieșiți dumneavoastră în condițiile în care facturile au crescut, în condițiile în care ratele la băi s-au dublat și se pare greșit să ajungi oamenii din sectorul economii este un primar incompetent. Doamna trebuie să cheltuiască banul în interesul cetățeanului. Doamna deputată, să facă străzi, să facă locuri de joacă. Domne, să se ducă la Ciucu în sectorul 6 să vadă cât a parcul de kilometri întregi a făcut. Nu să vină să se laude cu pomeni electorale făcute. Doamna deputat, v-am dat ocazia, v-am dat ocazia elegant să nu intrați în contendență cu oamenii ăștia. Domnul Surungiu, vorbesc cu o doamnă, mă iertați. Doamna domnișoara deputat, sigur. Sau cu domnișoara deputat, dar doamna domnișoara prună sau doamna deputat, cum vreți dumneavoastră. Există o problemă, pentru că nu, nefiind în studio, nu puteți cumva să-i acoperiți pe gălăgioșii ăștia, da? Și cumva v-am oferit ocazia să... Băi, așa, gata. Am înțeles asta însă cu amendamentul și mie mi se pare o suspiciune rezonabilă, da? Atâta timp cât nu vrei să spui sau să accepți că nu vei mări taxe și impozite, e clar că s-ar putea să te gândești la... Chiar să le mărești. Și mai ales ca acest amendament... Aici sunt de acord domnul cu domnul. Și eu sunt de acord. Domnul Botin, da. Oricând, domnul Botin, dacă îmi permiteți, vă rog. Oricând nu vă permit eu, dar nu știu... Așa. Oricând mă invitați, vin și în platou și oricând îmi doresc să am o dezbatere pe argumente și pe proiecte, nu pe aceste acuze din partea unor domni care vorbesc peste mine și nu sunt în stare să respecte o doamnă. Se pare că, din păcate, în politică, dezbaterea pe argumente nu mai contează. Să spuneți că doamna primar Clotid mai trebuie să devină și primărița București. Bine, da? Doamna Prună, doamna deputat, mulțumesc frumos, Rămâna. Argumente mulțumesc Rămâna, mulțumesc frumos. Băi, fraților, una din mișcările de început ale domnului premier Marcel Ciolacu e o chestie hiperpopulistă. Bă, m-am gândit eu. Ia zi, Marcele, la ce te-ai gândit? Reduc eu, bă, prețurile la alimente de bază. Auleu, dar până acum ce ai făcut? E, până acum nu m-am gândit. Bine, ok, deci dacă ai ajuns premier, faci tu chestia asta. Bun. Și o anunță chestia asta triumfalist. Bă, o să reduc prețurile la alimente de bază. Și vine unul ca Laurențiu și întreabă zău. Păi și cum faci? A, nu știu încă. Trebuie să vorbesc cu mari retaileri. Zic, pe bune, adică mari retaileri sunt reprezentanții lanțurilor hiperma, super, mega marketurile lor. Ăstora care se află în România. Bun, și să vorbești cu ei ce? Păi să-i conving să reducă prețurile la alimente de bază. Bă, bun. Și e o ședință de asta. Acum, cu retailerii, cu, o să-i așteptăm să iasă, să zică și ei la un moment dat. Dar, astăzi vă spun care e șmecheria. Și poate eu spun și lui ăla, cu școala ajutătoare de comunicare de presă, ca să-i spună lui șefului, domnul Ciolacu, despre ce e vorba. O să mergem la colega mea, Alexandra Alexandrescu, care se află la Palatul Victoria și a urmărit acest subiect. Alexandra, bun găsit! Da, bun găsit. Vorbim despre plafonarea daosului comercial la alimentele de bază, cum ar fi zahărul, făina, laptele, ouăle, uleiul, legumele, fructele sau carnea. Aceasta este măsura prin care noul executiv ar vrea să reducă prețurile la alimente. Știm că o astfel de măsură este cuprinsă inclusiv în programul de guvernare anunțat de noul premier la preluarea mandatului. Mai exact, ar urma să fie plafonat acest daos timp de 6 luni pentru lanțul de producție, adică inclusiv la producător, la procesator, la distribuitor, dar și în lanțurile de magazine. Pe de o parte, producătorii spun că nu mai au de unde să mai taie la prețuri care deja sunt mici, comparativ cu costurile de producție foarte mari din ultimul an și că ideea în sine este bună, dar ar trebui să se taie din altă parte, de la procesatori, din magazine și așa mai departe. De partea cealaltă, reprezentanții lanțurilor de magazine s-au întâlnit aseară, au discutat, nu au venit cu nicio propunere concretă aici la guvern, au așteptat să primească în schimb o propunere de la premierul Ciolacu, discută deja de mai bine de o oră și așteptăm cu siguranță declarații la finalul acestei întâlniri, când vom afla cel mai sigur și care va fi acest plafon. Ceea ce privește întâlnirea cu retailerii, am
un program destul de încărcat astăzi, ca fiecare zi. Repet, sper convins că după întâlnire o să vă comunicăm ce decizii am luat. Cu cât v-ați dori să scadă prețul la produsele? Cât mai mult. Bun. Și acum hai să vă dezvălui șmecheria. Da? Toți mari retaileri și-au făcut marcă proprie la ceea ce înseamnă produse, inclusiv alimentele de bază. Făină, mălai, ulei, blablabla. Cum și-au făcut marca proprie? Merg la domnul Gheva, care este morar. Da? Are lanuri, are boară, are fabrică, are nu știu ce. Și zice, domnule, toată producția ta, eu ți-o cumpăr și mi-am balez tu făina 4 nule, 3 nule, câte nule sunt de astea, cu eticheta produs propriu, marile retailer, da? Și pentru asta îți garantez că îți voi cumpăra toată producția și spui tu o marjă de profit de 8%. Și îți dau și bani înainte. Stați o țără. De 8%. Dar din ăștia 8%, mai dai o mică taxă de raft, nu ca aia așa, că trebuie să participi și tu, că avem cheltuieli, de vreo 2%. Deci tu ai să câștigi 6%, dar ai siguranța, bă, ai siguranța că îți vinzi toată producția, îți plătești chiria, mașinile, băl, și faci ce? Marcă proprie. În oricare hiper, supermarket ăsta, cele mai ieftine produse sunt cele marcă proprie. Și astfel okay, trece, okay. Dar și acum, stop mașina. Și calitatea e mai slabă la aceste produse. Nu dar e calitate, wow. Ok, asigur. Și acum, domnule, noi o să obligăm mari retailer să facă ieftiniri. Păi foarte frumos atunci. La ce? La alimentele de bază. Și marile retailer spune, ochi-dochi, domnul Gheba, aveai profitul de 6%. Boss, mai vrei să-ți iau asta? Păi da, șefu, știi că am și eu angajat. Păi, eu cred că ar trebui să-ți reduci profitul la 3%. Da, așa este. La 3%, pentru că ne obligă ăștia să facem niște ieftiniri la raft. Și noi avem, plătim curent, aer condiționat, adică, bă, dă-o încolo de treabă. Cine va câștiga de aici? Tot supermarketurile. Cine va pierde de aici? Producătorii români și procesatorii. Așa, și ce se va întâmpla cu românii? Vor cumpăra marfă proastă. Exact, alimente de bază. Înspre asta e vorba. Pe de altă parte, să nu uităm că jumătate din acest adaos comercial revine statului și revine prin taxele pe care le plătesc firmele la produsele respective. Cred că dacă domnul Ciolacu și-ar fi dorit într-adevăr reducerea acestor prețuri la principalele alimente de bază, nu știu, ar fi redus taxele sau poate le-ar fi eliminat o perioadă de timp, cum se întâmplă în alte state, dacă și-ar fi dorit să facă ceva. Așa, să avem discuții de dragul că dă bine la popor un mesaj din ăsta populist, nu cred. Am intrat în povestea cu școala ajutătoare de comunicare de presă, pe bune. Pentru că deja TVA-ul la aceste produse de 9%, la produsele alimentare de bază, eu cred că cel mai bine ar trebui stimulată producția internă a agricultorilor și a procesatorilor prin anumite subvenții. Măi, fraților, mi se pare prețul la un litru de ulei, prețul la un litru de ulei înseamnă român, de la culegerea de floarea soarelui, da, până la zdrobire și aia de producție, da? Și acolo intră salariile oamenilor, energia electrică, utilaje, amorti, toate nebuniile astea care intră, da? Plus, evident, un adaos pe care producătorul trebuie să-și facă, că de-aia face afaceri, să facă profit. Și vă garantez eu că nu e mai mare profitul de 2, 3, 4%. Nu ai, că n-ai cum să urci până la cer ceea ce faci. Problema e când ajungi să desfaci produsul și să-l vinzi.
da? Că vine la și zice, Bobiță, puh, taxă de raft, taxă de șmecher, taxă de aia, taxă de aia, taxă de aia, taxă de aia, dacă vrei bine, poate, dacă nu marși știu, și faci marcă proprie. Haide, mă, ce Dumnezeu! Cu părere de rău. Imediat, ia explicați-le. Domnul Ciolacu cu părere de rău că ce spune dumnealui nu se poate, din motivele pe care le zici tu. Pentru că retailerii mari, dacă despre ei se vorbim, poate. Nu se poate. Menicu, cu tot dragul. Vă spun și de ce, eu am lucrat. Am vândut cărți în țara asta. Altfel, spun eu cum. Am vândut cărți în țara asta 3 ani de zile și spun cum funcționează la mari retailer. Vin așa, cum zice Laurențiu. Și-a dat 0, domnul Humelnicu, și-a dat 0. Vine și spune, taxă de raft. Avem o campanie de marketing, te costă atât. Avem taxă că te punem cu... Fii atent, la cărți, fii atent aici. La cărți, librăriile îți luau adaos în plus, taxă în plus, dacă spunea cartea la copertă sau la cotor. Și tu trebuia să îți dorești să spui cartea la copertă, să se vadă coperta, ca să nu meargă, înțelegi? Și îți lua bani în plus. Deci ce spuneți voi nu se poate, e o soluție, dar nu cea despre care a vorbit domnul Ciolacu. Soluția este așa, să creștem producția în România. Aia e altă discuție. Da, nu, e aceeași discuție. Să procesăm în România. Bravo, bravo, asta spun eu de un an jumate, să procesăm, să creștem producția în România. Domnul senator, ce spuneați că se poate? Eu zic că se poate. Noi spunem că se poate. Cum spuneți? Dați-mi un argument. Eu vă dau cu argumentul în cap imediat, cu caz concret. Bun, vă rog. Deci, într-un dialog cu retailer, de ce? Ceea ce a spus foarte bine, producător, procesator, distribuitor, retailer, da? Comerciant. Producător rămâne cu același profit, în niciun caz nu afectăm producător. Trebuie acest lanț comercial, da? Adaosul comercial, ceea ce a spus. Adaosul cui? Plata a retailerului. Adică ăla francezul sau neamțul sau austriacul, ăla este prost. Niciodată în colo, bă. Eu altă discuție. Vă spun imediat. Dar noi în acest moment carne de porc producem doar 20% din consumul. Vă explic și asta cu procesarea. Deci putem să facem, dacă reducem adaosul comercial retailerul. Care noi avem un calcul făcut, să știți, o estimare făcut la 10 lei unui producător, vindem în momentul de față la RAF 22 de lei. Dacă putem să intervenim pe acest lanț și, într-adevăr, adaosul comercial a retailerului să fie de la 5,79 la 3,20 sau 2,30 și după care să luăm și acel preț pe care îl cere la RAF, la reducerea taxelor de la 10, la 60 lei. Hai să facem un calcul scurt. Scade cu 1,3. Nu, scade în total de la 22, scade la 16. Ce? Lei. Un produs pe care l-avem 10 lei, acum îl cumpărăm cu 22, prin ceea ce noi vrem să negociem și ceea ce se negociază acum cu domnul prim-ministru Marcel Ciolacu, este de la 10 lei să-l cumpărăm la 16 lei. La alimente de bază. Cât de la 10 lei la 16 lei? Adică să punem un adaos mai mic. Va fi mai mic la retailer. Deci dumneavoastră veniți la mine la firmă. Stai mă puțin. Deci dumneavoastră veniți la mine la firmă și îmi spuneți cât să cer eu pentru serviciile mele. Doamne, mai că... Puteți să vă duceți la firmă, la... Mai este o țară unde premierul cheamă... În Franța s-a întâmplat același lucru în care a micșorat, într-adevăr. Și nu a funcționat, domnule Sebastian. Și nu a funcționat, domnule. E o discuție pentru alimentele de bază. Dar vă puteți zice la domnul Botin, care are firmă, și să-i spuneți. Puteți să faceți prețurile mai mici dacă noi mai scădem taxele astea și impozitele. Sau... Da? Noi vă spunem că se poate face în discuția pe care o vom avea. Aceste măsuri vor dispărea alimentele de bază. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că se poate face doar. Încurajarea producătorului rău. Există legi, dar acesta să primească fix exact aceleași subvenții. Aceea sumă va primea. Aceeași subvenție, domnul senator, da? Păi cum, pe de acolo trebuie. De acolo trebuie. Cum se concureze ăsta, românul meu, cu subvenție mică? Lanțurile de retail au avut putere de negociere uriașă, pentru că cifra de afaceri pe care o fac cu producătorii este foarte mare. Rezolvă. Ei vin și spun așa, suntem de acord cu ce spuneți noi, vor merge tot la producători și vor obliga să cedeze din preț. Așa se va întâmpla. Domnul senator, știți cât este un litru de ulei? Nici prea prea, nici foarte, foarte pe piață. 12 lei. 13 lei, da? 13 lei? Eu mănânc de la mai prost. Bun, hai să vă spună Laurențiu acum, da? Știți că Polonia îmbuteliază ulei în Ucraina? Da, știm. În Ucraina. Și cât ulei a venit în România? Îl bagă în uie cu etichetă și îl vinde în România.
îl ia din Ucraina cu 1,50 lei, maxim 2 lei? Unde concurezi tu, mă? Cum faci tu dacă ăla vine polonezul și spune, bobiță, la mine 10 lei, cât mai tu marketul? 3 lei, sănătate la păsări și un praz verde. Ce faci tu? Și vă mai dau un exemplu, da? Domnul Daia, pomenia s-ar numele, da? Și-a făcut ea Camera de Comerț Unirea. Știți ce le-a făcut acum agricultorilor? Știți ce le-a făcut? A făcut contracte, le-a băgat în contracte clauză ca marfa pe care au contractat-o să nu o dea la marile magazine, că e la Camera de Comerț Unirea. Oamenii aceia au strâns marfa, sute de tone de varză de astea, de legume, și Camera de Comerț Unirea nu le-a mai cumpărat marfa și nu s-a stricat marfa. I-a distrus. Asta nu știați, vă spune Laurențiu. Și o să vă aduc și asta. Sunt e o mare problemă. Multe instituții peste câteva care minute, continuăm cu școala poate. Ajutătoare de presă. Mare, mare atenție. Deci rar mi-a fost dat să văd asemenea... Ce mă, n-ai venit și tu cu metroul la serviciu azi? Băi, dar știai, nu? Băi, rar mi-a fost dat să văd asemenea infantilism politic. O să avem și discuție cu profesoara căreia îi plac negri, căci că s-ar fi doctați și din cauza asta nu vrea să încheie ea mediile la elevi, la un liceu din Constanța. O să avem de acolo tot felul de telefoane, mărturii. Păi, ca să vezi Dino Nino, apropo de grevă și de nu știu ce. Și o să avem și cântăreața care s-a tăvărit în narcise și a amendat-o Rom Silva. Râsul de pe lume. Da, dar o să avem și povestea cu justiția, care este mai mult decât cotoibilă. Revenim în câteva minute. Bun, și acum venim la școala ajutătoare de presă, în capitolul comunicare. Și o să fac un scurt preambul. Când era domnul Cook, dacă îl mai țineți, nu râdeți că așa îl cheamă, când era domnul Cook, ministru al transporturilor, domnule, școala ajutătoare de presă de la domnul Cook, la comunicare, a zis, domnule, trebuie să inaugurezi reabilitarea căii ferate București-Constanța. Zău, zice Cook, zău, zic ăștia. Păi cum facem? Mergem cu trinul. A, ce tare, frumos. Și să suie oficialitățile în trin, în ghezăș, da? Și tăgădâm, 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 talanga, balanga, până la Constanța. Domnule, cu ocazia asta, în istoria căilor ferate române, s-a consemnat o premieră care nu poate fi bătută niciodată. Trenul. Accelerați izbiți este 20 din direcția București către Constanța Nord, a ajuns în stație cu 7 minute mai devreme. Extra. Lucru care nu s-a întâmplat niciodată. Că era cine? Ministrul transporturilor. Acum PSD recidivează, fraților, cei de la comunicare. I-au zis domnului Ciolacu, ei, unde te duci? Să mă văd cu Sorinel. A, unde? La Ministerul Transporturilor. A, păi nu mai mergem mă, cu mașina de la guvern. Ce mergem noi cu jeep? Ne. Mergem cu metrou. Pe bune? Și s-a dus domnul Ciolacu cu metrou și ce să vezi? Dinpreună cu SPP-ul au vrut să-și cumpere bilet la metrou și știți că are cardul pe telefon. Și ciuciu că nu merge aplicația. Dar naibii că s-au suit în metrou. Și s-au dus la Sorinel. Povestea este alta. Cu ce s-au întors de la Sorinel? Că nu s-au mai întors cu metrou. Au chemat mașinile. Dar ce să vezi? A făcut baie de mulțime? Vorbim despre domnia sa? E, școala a ajutat. Băi, așa ceva nu s-a întâmplat de când era lupul mic, mă. Cred că politicienii de prin anii 92-93 mai făceau niște chestii de genul ăsta ca să zică ei că sunt populiști. Da? Că ei sunt, sau, o fi văzut el cum mai merg aia, fraierea aia, premierul nu știu care, premierul nu știu care, cu metrou prin țările alea, cu democrație veche și consolidată. Și au zis, mamă, ce bine ar da la popor. Băi, deci așa penibilitate n-am văzut de mult. Hai să o vedeți și voi. Marcel Ciolacu s-a luat în brațe cu călătorii și s-a pozat cu mulțimea de oameni. Totuși, s-a lovit și de problemele cu care se confruntă bucureștenii. Premierul a vrut să procedeze la fel ca un cetățean obișnuit și a încercat să achite biletul cu telefonul, doar că s-a înregistrat o eroare. Nu e prima oară când merg cu metrou. Cu adevărat, acum a devenit mai interesantă. Presupun că din cauza, datorită funcției, sau din cauza funcției, cum vreți să o alegeți,
Am încercat să plătești cu telefonul, am văzut mesaj de la bancă, nu știu de ce nu a funcționat, dar aveam și cumpărat pentru două călători. În cadrul conferinței de presă, Ciolacu a anunțat că are de gând să călătorească și cu trenul Soarelui. În cele 3 ore către litoral va fi însoțit de ministrul Grindeanu. Sper să plec și cu domnul Grindeanu la mare cu trenul. Am cu trenul. Promis presei că voi face. Am promis amândoi. Gata, mă! Domnul Cuc! S-a dus naibii recordul dumneavoastră. Păi dacă merge Sorinel cu Marcel, știi cum bagă ăla de la locomotivă? Boss, cât avem voie pe calea ferată? Cu 115, bag 150 că zboși aici. Păi unde stau ei 3 ore ca proștii în tren? Pă bune! Auzi, da, un troleu, nu, hă? Sau un tramvai de ăsta, hârca, hârca, nu vreți de astea? Bă, da, rata, rata, cu rata, nu vreți să mergeți cu rata? Hă? Bă, dacă toți suntem poporeni, măcar să fim poporeni. Și domnul Ciolacu, să mă iertați, dar unde ați mers dumneavoastră cu metrou, la Buzău? Unde ați mai mers la... Pă bune, serios. A? Deci povestea asta mi-aduce aminte. Bă, nu-i școala ajutătoare de comunicare? Eram în campanie electorală. Pă bune, bă, ăștia sfătuitorii, bă, ăștia. Eram în campanie electorală. Să mergeți spre Craiova, să vadă timpul de... Zic, eram în campanie electorală în urmă cu niște ani. Și trebuia să mergem cu candidatul undeva într-o niște comune, sate de pe lângă Buzău. Și problema era că cei din staful de campanie se gândeau, dom'le, candidatul nu e foarte cunoscut în zonă, cum facem? Și a zis, mobilizați tot partidul și să fie peste tot, în piață, acolo. Și omul simte că am fost cu el și era foarte, și a zis, vedeți, toată lumea mă știe, toată lumea mă știe, toată lumea l-a aplaudat. Dacă vrea să păcălească. Domnul senator, serios, mai updatați chestia asta de comunicare, jur, deci asta e de la grădinița... de comunicare, de baie, de mulțime, că s-a dus el, bă, 3 pași de la guvern până la Ministerul Transporturilor, adică, pe bune, s-a dus el cu metrou. Bă, ai lăsat-o și cu ce a venit înapoi? Vă spun eu, cu girofarul. Să spun legat de comunicare, ideea este ce a zis și domnul prim-ministru, faptul că merge cu frecvent cu unde metrou. Unde merge? Unde? De la București la Buzău. Faptul că a venit și a văzut că, într-adevăr, dacă funcționează, nu funcționează, că și-a cumpărat un bilet, că a stat de vorbă cu oamenii. Domnul senator, am intrat deja într-o logică electorală. Păi nu. Despre asta e vorba. Auziți și scarbuna că dacă ar face lucrul ăsta tot timpul, ce spuneți? Domnule, de fapt îl face și bine. Dar cine îl oprește? Dar nu e o problemă. Sigur, e logică electorală. Ce să mai spus cum? Hai să încercăm. Și eu merg să știți cu trenul. Am mers spre Brașov. Adică merg frecvent, ceea ce înseamnă că... Dar nu, acum, serios. Nu, dar acum, hai să ne gândim așa, pentru băieții de la școala ajutătoare de comunicare, de nu știu ce. Domnule, care ar fi următoarea ieșire în popor a domnului Ciolacu? Unde să meargă domnul Ciolacu? Cu barca a mers. Era la vâslă când Sorinel și cu Liviu dădeau la știucă. Ok. Cu barca am înțeles-o. Cu trenul se duce cu Sorinel la mare. Cu metrou merge? Cu metrou. Unde să mai merge? La piață. Cu troleibus. Bă, dar cu o trotinetă. Cu o trotinetă n-ar putea să meargă. Nu, nu să sunt ocupate de useriști. Le-a luat barna pe toate, nu? Toată, deci nu știu dacă... Cu bicicleta, cred. Aia cu bicicleta e luată de Iohannis. Deci aia cu bicicleta... Bicicleta e patentul. A luat, dar când a luat-o? Acum? Și Cioane? A luat-o dinainte, nu? Deci hai să mai încercăm. Cu ce să meargă? Domnul președinte a mers cu bicicleta de foarte mult. Cu dirijabilul, cu ce să meargă? Dar de când? De 20 de ani sau merge acum? Zi, Mario, cu ce face? De când e președinte. Primar n-a mers. Le zice ăla, șeful, da. Unde mergem? La Ministerul Transport. Mergem cu girofarul, bă, noi suntem din popor, băi. Suntem social-democrați, avem metrou până acolo, da. Mergem cu metrou. Da, uite că am vorbit. Dar dacă nu era metrou până acolo. Am vorbit despre domnia sa, e știre. O să vorbim despre domnia sa forever. Dar ce, nu-l cunoaște lumea? Imediat după publicitate, domnul Băsescu la emoțional la Parlamentul European. O profesoară de la un liceu din Constanța refuză să încheie mediile elevilor și a ieșit cu protest. Mai mult decât atât, profesoara are niște derapaje senzaționale care țin de pornografie, îi face pe copii în toate felurile, o să avem mărturii, și pur și simplu nu vrea mușchii ei. Și am mai spus-o și repet, câteodată e nevoie de examen de scufiță la un moment dat în niște domenii. Scandalul este copt, ne băgăm și noi în el, că așa ne place. Revenim în câteva minute. Da, este un caz care are niște amănunte ce vă pot afecta emoțional. Povestea este în felul următor.
o doamnă profesor de la Liceul Energetic din Constanța refuză să le încheie mediile elevilor la care predă. De ce? Numai dânsa știe. Ba mai mult decât atât, doamna profesor are niște, spun părinții și oamenii de acolo, are niște concluzii pe care le-a tras vis-a-vis de copii albi, care nu sunt ca negri, dotați, ceva de genul ăsta. Ba mai mult decât atât, îi jignește, spun elevii, care s-au și revoltat. Povestea este următoarea. Zeci de elevi ai Liceului Energetic din Constanța au așteptat ore întregi în clasă și pe holurile liceului ca profesoara de biologie să le încheie mediile. Doamna de biologie nu prea vine la ore și când vine, vine pe la 45 și la 50 se termină ora și ne pune note din burtă, țipă mereu la noi la ore. Și... nu am nicio notă trecută în catalog. Am zis că catalogul online are virus și anul trece notele în catalog. Se încheie anul și nu am nicio notă în catalog. Nimeni nu știa... Nu trec, nu trec. Se vede în situația de încheiată. Mai un amic care copilul de clasa 11 și am întâlnit la fel, a pățit, s-a dus la ea și a întrebat-o și zic că situația de încheiată. Păi de ce? Așa vreau eu. S-a fost răspunsul dumneavoastră. Scandalul a ajuns și la urechile șefului inspectoratului școlar județean, care a demarat o anchetă. Profesoara nu este la prima abatere. Aceasta le-ar fi povestit elevilor în timpul orei de curs de ce nu s-a lăsat violată de un taximetrist. Cităm, pentru că era alb și avea penisul mic. Băi, gusturile nu se discută, frate, adică, serios... Puti, asta e viața. Și râde la acolo și mă la mă. Râd ăștia cameramanii pe jos în spate, da? Deci dacă, dacă aș putea să-i filmez pe colegii mei de la cameră, să stăvăliți de râs. Bun, dar treaba este extrem de serioasă, pentru că sunt niște elevi care nu au mediile încheiate și care ar trebui să fie, ce să vezi, în vacanță. Vasile Popa, părintele unui elev, este cu noi. Bună ziua, domnule Popa. Bună ziua. Bun, ce se întâmplă cu doamna profesor? Ce e cu... Are probleme la masară. Cu nervii capului. Păi ce să fiu, tot la aproape, băi, chiar mine, păi mai am la biologie. Păi și ce note ai? Ai probleme? Și nu, nu am nicio notă. Păi cum n-ai nicio notă? Zic, mai am, sunt două zile și se încheie anul școlar. Păi nu, că doamna nu a pus notele în catalog. Și nu am vorbit cu doamna dirigintă. Și da, și că avem probleme cu ea, nu vreau să utilizeze catalogul online ca să se virusează. Dacă sunt virus, copii intră în catalogul ăla online și modifică ei notele și că nu le trece în catalogul online. Este adevărat, domnule Popa, că doamna... Domnul Popa! Este adevărat că doamna profesor are... tot felul de discuții de astea mai ciudate cu elevii deplasate, îi face într-un fel sau altul? Da, da. Și aia cu violul, cu albul, că nu e negru, n-a zis și mie băiatul. Bă, dar am înțeles că a jignit niște copii care purtau ochelari, i-a făcut mutanți, e adevărat? Nu știu toate amănuntele, dar le vorbește foarte urât și jignește. Bun, deci copilul dumneavoastră, după un an, el n-are nicio notă la biologie în catalog. Deci nu i se poate încheia media, deci nu are vacanță, deci nu se încheia anul școlar, nu? Ceva de genul, nu? Da, da, da. Domnule Popa, același lucru s-a întâmplat și anul trecut, cam așa am înțeles de la un alt părinte, că situația aceasta nu este de ieri de astăzi. Același comportament l-a avut doamna și anul trecut. Anul trecut nu a fost chiar, cel puțin copilul meu, nu a fost în situația de anul acesta. Au fost copii, într-adevăr, că chiar azi vorbeam cu un părinte care era, avea copilul clasa 11 și spunea că anul trecut s-a dus și a vorbit cu ea. Domnul, de ce nu închide situația? Că așa vreau eu. Așa vrea mușchii mei. Domnul Popa, mulțumesc. Claudia Nițu, directorul Liceului Energetic din Constanța, este cu noi. Bună ziua, doamna director. Bună ziua. Doamna director, cunoaște situația? Ați aflat despre ce e vorba? Voi ești în presa acolo, în Constanța. Ați vorbit cu colega al dumneavoastră?
am văzut că vuiește presa, dar vreau să atrag atenția în primul rând că noi suntem liceu tehnologic și anul școlar se încheie pe 23 iunie. Deci mai sunt 3 zile pentru încheierea situațiilor. Da. Bravo, doamna director, mulțumesc frumos că mi-a spus câte zile mai sunt. Da, așa. Apoi, noi suntem școală pilot pentru implementarea catalogului electronic exclusiv. Anul trecut am lucrat și pe catalog fizic și pe catalog electronic pentru a se obișnui profesorii, dar anul acesta suntem doar pe catalog electronic, iar doamna profesoară a refuzat să treacă notele, deși am înștiințat-o și înscris și verbal, de câte ori m-am întâlnit cu dânsa să treacă notele. A refuzat pe motivul că e frică pentru că pot elevii să modifice notele, că unde se salvează. I-am adus toate explicațiile, dar totuși a refuzat să încheie. Și ce soluție vedeți pentru acești elevi? Pentru că dacă urmăreați sau ați urmărit mai devreme, un părinte spunea că copilul nu are absolut nicio notă la materia respectivă. Dacă nu a trecut notele în catalog, nu le vede părintele. Dacă deci sunt notele și nu sunt trecute. Note sau unde pe carnețelul de bal? Unde sunt? Bun, dacă copilul... Doamna director, e ascultat. Doamna director, cu tot respectul pentru meseria dumneavoastră și pentru asta, ce dascăl e ăla care spune că a vrut să o violeze un taximetrist, dar avea, să mă iertați, penisul mic, că nu era ca la negri? Această poveste nu s-a întâmplat la noi în școală și nu știu exact despre ce e vorba. Eu am văzut în presă. Nu-i de-a nostru, am înțeles. Nu-i din satul nostru ca în bancul ăla. Bun, ce măsuri veți lua? Pentru că chiar dumneavoastră mi-a spus că ați încercat să o lămuriți și nu aveți cu cine. Bateți la ușă închise. Adică un profesor poate să facă ce vrea el? Așa are impresia, da. Mâine în Consiliul de Administrație și în Consiliul Profesoral vom lua o decizie pentru a putea încheia mediile copiilor care au note de trecere, da? Pentru că interesul este pentru copii și apoi să vedem ce se impune pentru sancționarea doamnei profesor, pentru atitudine. Și credeți că justificarea dumneavoastră de mai devreme și are rostul, ne spuneați că mai sunt 3 zile, practic e timp suficient, adică dacă un copil un an de zile n-a avut note, în 3 zile ce se poate face? Aceea nu a fost o justificare, aceea a fost doar o corecție, pentru că ați spus că sunt copii în vacanță. Nu sunt în vacanță încă la noi. Da, doamne, nu să fac, aveți dreptate, da, peste 3 zile. Ușor, eu vă zic ușor așa cu aplicația aia, că am auzit că se virusează oamenii dacă o folosesc, așa am înțeles de la doamna profesoră. Așa am înțeles eu de la... Să le zice și colegilor, Mario, de fapt, avem la PNL, să le zice și colegilor să umble cu atenție că se virusează. Știți că în pandemie mai erau unii care ziceau că ne-au închis în case ca să schimbe bateriile în păsări. Doamna director, una peste alta jur. Au terminat de schimbat bateriile în păsări. Da, să te ferească Dumnezeu. Dumneavoastră erau... Stai un pic. Doamna director, se mai fac de-astea controle la... Unde? La psiholog? La psihiatru? Nu, psihiatru. Nu, catastru, se mai face inițial testare? Un psiholog și apoi un psihiatru. Mie mi-aduc ce hârtie în fiecare an de la un medic psiholog. Am înțeles. Bun, deci da, aveți hârtia la dosar. Hârtia după e senzațional. Bine, vă mulțumesc, succes în ceea ce faceți. Am demarat o anchetă, deci exact am prânzul. În carnețel. Ramona, mi-aduce aminte, mi-aduce aminte joi să o sunăm pe doamna director, că joi e anchetă de vineri, să vedem dacă s-au încheiat mediile, că nu știu cum să facem. Da. Trebuie să vă spun că, domnule, eu cred că trebuie să-l mai opriți pe domnul Ciolacu din atâta muncă, că după ce s-a dus la Sorinel, s-a întâlnit și cu retailerii, acum se întâlnește cu militarii, cu pensiile speciale, deci e frumos, o să mergem și noi să facem niște chestii, să facem și discuții. Dar până vine aia la declarații, eu aș da drumul la subiectul care mă interesează foarte tare și mă interesează pentru că România poate să intre într-un blocaj senzațional. Toată povestea asta cu tăiem pensiile speciale, v-am spus de la început, spre nefericirea tuturor celor care au purtat ca o flamură în gură, iertați-mă, tot această idee, o să tăiem pensiile speciale, am spus că nu se va putea. Și toți nu ninja, că avem noi soluții. Aveți pe mama Ghem. Pentru că
Domnul Ciolacu a ieșit și a spus, gata bă, ne apucăm de calendar, li zăpăcim pe pensiile speciale. N-a spus așa. Magistrații din București, vă garantez eu că mâine va fi în toată țara, adică și procurorii judecători au spus, bă, la revedere, de mercuri, mercuri, da? Justiția care va să zică, pe lângă ei oarbă, da, săraca, nu e acasă, a plecat în concediu. Judecați-vă voi. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă cum paralizarea României. Colega mea, Claudia Lionescu, are detalii. Claudia, bun găsit! Bună ziua și bine v-am găsit, personalul de aici, de la Curtea de Apel București, și vorbim despre judecători, magistrați și grevieri. Vor intra de mâine în grevă și asta pentru că sunt extrem de nemulțumiți de proiectul reformei pensiilor de serviciu, care totodată modifică și statutul magistraților. În acest context, doar cauzele urgente vor fi judecate. Vorbim aici despre persoanele arestate și despre minori. În toată această situație a reacționat și ministrul Justiției Alina Gorghiu, care a spus, citez, Ministerul Justiției respectă dreptul la libera exprimare al magistraților, dar pornește de la premisa că dialogul este soluția rezolvării oricărei probleme a sistemului judiciar, nu protestul. Așadar, iată ce a declarat în toată această situație și ministrul Justiției mâine aici la Curtea de Apel București. Judecătorii, magistrații, dar și grefierii vor protesta și vor intra în grevă. Ia să o jucăm pe asta, domnul Ghiță. Eu sunt curioasă ce va face domnul Ciolacu, pentru că dacă mă uit pe declarația dumnealui, declarație făcută ieri, spune așa: în această săptămână voi face dreptate pentru cetățeni prin eliminarea veniturilor necontributive. Trebuie să reducem risipa. Dacă vrem să redăm încrederea în stat, atunci trebuie să înțelegem că nu mai putem avea două categorii de cetățeni, unii normali și unii speciali. Susțin cu tărie eliminarea pensiilor speciale. Este singura soluție pentru a avea legitimitate, pentru a tăia apoi toate pensiile, așa. A mai avut și alții astfel de declarații. Păi da, domnul, deci tot la nivel de declarații. Eu am încredere în domnul declarație politică. Păi eu am încredere, dumneavoastră, a spus că va pleca dacă nu să plece. Va supraimpozita pensiile speciale, cele care depășesc 6700 de rond, dar pensiile speciale nu vor dispărea cu această lege. Nu știu, domnul, am încredere în domnul Ciolacu, eu nu cred că ne-a mințit. Deci, domnul senator, ne-a mințit. Pentru cei care sunt în pensie în plată, nu cred că se mai poate face. Legea nu e retroactivă. Pentru că vor ajunge la Curtea Constituțională și marci de acolo. Da, iertați-mi expresia. Deci nu se poate. Ia, ia. În planul nostru de guvernare am spus că trebuie să avem această lege în această sesiune, cu pensiile speciale. În dialogul pe care am avut cu Comisia Europeană sunt doar trei puncte unde în care trebuie să intervenim. Și anume că contributivitatea, adică trebuie să ieși după 25 de ani, se calculează pensia după 25 de ani de vechime. Aici cred că magistrații sunt într-o neconcordanță sau ceva în păi nu, e 23-24 cu 25 și undeva 49. Când a plecat de la, avem un amendament în care să, pe partea necontributivă să impozităm 30% și acum de la comisie vine 15% pe partea necontributivă, ceea ce depășește ceea ce zicea colegul venitul net. Și mai avem acea parte cu funcționarii parlamentari care ar trebui să ia 7 salarii atunci când iese la pensie. Mă scuzați că vă întrerup. Dumneavoastră sunteți senator și din câte știu a trecut un proiect de lege de senat. Acest proiect nu a fost agreat de cei de la Comisia Europeană. Inițial cei de la Comisia Europeană au spus exact cum ați spus și dumneavoastră mai devreme, că nu respectă principiul contributivității. Da, corect. Așa. Mai departe, ați adus amendamente la acel aceste amendamente la vor acest fi în, introduce și în de săptămâna aceasta va fi votat, să înțeleg. Aceasta, săptămâna viitoare, pentru că îți luați vacanță, vota, nu? Pe 15. Și vom vota. Sigur, vom vota această lege. O lege care va pica la Curtea Constituțională. Dacă vorbim, de partea necontributivă cu 15%, să știți că nu are există 600. O lege de funcționare, dar nu vi se pare a magistraților, o lege în vigoare. Domnul senator, este o lege aflată în vigoare după care funcționează magistrația din România. Da. Atâta timp cât în exercițiul funcției de magistrat, procuror sau judecător există om care are 15 ani de vechime și care urmează peste 10 ani să iasă la pensie și la pensie de genul ăsta, de asta mare, specială,
Orice băgați voi și amendamentul lui Pește Prăjit va cădea la Curtea Constituțională. Și vă spun și de ce. Ăla de ce are și eu de ce nu am. Corect. Că am intrat pe baza unei legi. Poate... Poate, cine știe de la... Pentru cei care intră acum... Viitorii magistrați după ce publicată legea Monitor Oficial. Dar cei care lucrează de o lună sau de 24 de ani, n-aveți cum să-i clintiți din pensii speciale. Și vă garantez eu că dacă nu le dați pensii speciale, o să fluierați apagubă. Se vor face toți avocați sau notari. Aplicabilitatea, scuze-mă, aplicabilitatea legii va fi după 5 ani de zile. Adică au timp... Îl mai dezamăgesc o dată pe domnul Humelnicu sau, din păcate, pe toți telespectatorii. Nu vom putea tăia pensiile speciale ale magistraților, cel puțin. Nu există așa ceva. Asta spuneam și eu când nu înțelegeam bine fenomenul. Asta vă spun. Bine, nu puteți să-i scădeți venit. Hai că să mergem la guvern, că-s curios. Pentru că a fost condiție de preaderare. Nu, a fost condiție de preaderare. Domnul Bădescu de la Asociația Marilor Retailer din România. Fenomenul inflației sub control, în ideea de a păstra puterea de cumpărare a consumatorului din România și, pe de altă parte, de a menține echilibru în cadrul lanțului de producție, practic pe fiecare segment, atât al producătorilor, cât și al fermierilor, procesatorilor și, bineînțeles... S-a discutat despre praguri, despre praguri pentru plafonare și care este poziția dumneavoastră? Susțineți propunerea guvernului? Deocamdată nu s-a discutat pe cifre concrete. S-a făcut, așa cum vă spuneam, un sumar al produselor care ar putea să intre pe... Ce numera? Produsele de bază, așa cum sunt ele definite și în codurile CAEN. Acelea clasice, dacă pot să spun așa, pâine... Da, exact, acestea sunt. Exact ce a spus dumneavoastră până acum. E vorba de acest carne, lapte, ouă, legume, fructe, panificație, deci nu nimic deosebit în sensul că să fie diferit față de ceea ce este în acest coș de produse de bază. Considerați că o astfel de măsură ar putea aduce o penurie în piață? Deocamdată, așa cum vă spuneam, încă nu am ajuns foarte departe, pentru că aceasta a fost, să spunem, o discuție exploratorie, însă este important că toată această sau toată decizia va fi luată pentru toți operatorii de pe lanțul economic, deci nu se va limita doar la comercianți sau în zona de procesare. Cum se va pune în aplicare decizia asta? Cum se va lua măsura concret? A fost prezent la discuții și Consiliul Concurenței și fără îndoială că dacă vorbim de aspecte comerciale care țin de politica comercială a fiecărui retailer, acestea vor fi cumva agreate sau validate de către Consiliul Concurenței. Așa cum vă spuneam, nu s-a discutat despre cifre, nu s-a discutat despre numere, ca să spun așa, însă este evident că există o atmosferă generală pozitivă și noi am fost, adică ne-am exprimat aprecierea pentru faptul că a existat acest dialog și au fost prezenți și... Puteți fi dispuși să tăiați până la urmă din... Discutăm aici despre faptul că inflația nu este un fenomen pozitiv și atunci trebuie să găsim formule prin care să se păstreze această putere de cumpărare. Nu, n-aș merge mai departe. Puteți fi dispuși să tăiați din... Când s-ar putea aplica măsura asta? De când vrea premierul? Ce v-a spus? Nu am stabilit nici această dată, însă se va lucra într-un ritm rapid. Ce înseamnă asta? Ce ați discutat la această întâlnire? Deci, în primul rând, că se va aplica pe întreg lanțul. De asemenea, că este necesar să vedem formule prin care inflația, practic, să ajungă cât mai repede la o singură cifră și, de asemenea, să păstrăm puterea de cumpărare în zona produselor de bază. Și tocmai ce scenarii vi s-au prezentat concret din partea guvernului? Păi asta va... Deocamdată încă nu am discutat despre acest lucru. Retailer, cât sunteți dispuși? Despre definirea unei liste de produse de bază. Acesta ar fi primul pas și, încă o dată, discuțiile de astăzi au fost, practic, mai degrabă o trecere în revistă, un sumar al, să zicem, situații în general și a unor posibile produse. A rămas
ca la viitoarea ședință, care probabil va avea loc foarte repede. Ce înseamnă foarte repede? Nu s-a dat un termen, dar... Săptămâna aceasta? Repede. Deci, acum... Nu să veniți cu o listă de produse sau... Va fi o discuție pe concret. Ce trebuie să faceți până la următoarea întâlnire? S-a convenit asupra unui număr care să fie pe cea... Nu, v-am spus tocmai că nu s-a convenit asupra unei cifre sau asupra la unui... La nivel de retailer. Care va face o analiză, o evaluare și la viitoarea ședință se va ajunge probabil la, așa cum spuneam, la o listă de produse pentru care s-ar putea lua în considerare să existe anumite soluții care să producă această scădere la raft a produselor de bază. La nivel de retailer, la cât sunteți dispuși să renunțați din adaosul comercial? Adică sunteți de acord cu această măsură? Și la cât sunteți dispuși să renunțați din adaosul comercial? Deci este încă prematur, v-am spus, suntem în situația în care nu avem clar definit o propunere concretă. Este una bună, nu este una bună. În orice caz, ideea este că se va implementa pe o perioadă limitată, ca o soluție de avarie. Este posibil, având în vedere ce s-a mai întâmplat și în zona laptelui, este posibil ca aceasta să fie una din variante. Am spus, nu avem în acest moment de comunicat lucruri, să zic, decisive sau super concrete sau numere sau procente, pentru că, într-adevăr, asta a fost prima discuție și exploratorie. Dar din punctul dumneavoastră de vedere, la cât ați putea să renunțați? În beneficiu cui va fi făcută și aceasta va fi, fără îndoială, în beneficiu consumatorului din România. La cât pot suporta retailerii? Exact. Din punctul dumneavoastră de vedere, la cât a renunțat? Încă o dată, ceea ce este foarte important este să... Avem un parteneriat cu toți cei care pot contribui la menținerea puterii de cumpărare pe piața din România și să sprijinim piața din România și consumatorul român. Mai devreme acest parteneriat când inflația era 16% sau mai mult de 16%. De ce acum, domnule Bădescu? Fiecare retailer a făcut eforturi în acest sens și discuțiile pe care le-am avut și în perioada anterioară, dacă vă amintiți, a fost, dacă nu mă înșel, în martie, aprilie. Spuneau că comercianții spuneau că există posibilitatea ca produsele să dispară de pe raft la acel moment. Nu ne amintim astfel de declarații, ne amintim însă că ne-am angajat să reducem pentru laptele, pentru o anumită categorie din produsul lapte, un anumit procent și ne-am ținut de cuvânt. Laptele românesc, dar în momentul de față prețul laptelui este într-o ușoară creștere, nu mai este la fel de redus ca atunci când ați avut înțelegerea. Și Consiliul Concurenței, care face evaluări săptămânale, ne-a confirmat și astăzi că acel angajament pe care ni l-am asumat public este respectat în ceea ce ne privește și dacă există într-adevăr alte mărci care sunt în zona aceasta premium, asta nu înseamnă că noi nu ne-am respectat înțelegerea, pentru că era pentru acea categorie de produs din lapte. După cum știm, laptele românesc cu grăsime 1,5 și 3,5, deci acolo noi ne-am respectat promisiunea. Într-adevăr, pe rafturile magazinului se găsesc și alte tipuri de lapte, aici așa numitele branduri, premium, deci cu alte cuvinte nu este niciun fel limitată alegerea consumatorului, însă cine a fost interesat în a avea acces la un lapte despre care vorbim, a putut vedea că în rețelele de magazin acest lucru a fost respectat. Din guvernului înțelegem că v-ați exprimat un acord de principiu. Din comunicatul guvernului înțelegem că v-ați exprimat un acord de principiu pentru acest mecanism. Am venit deschiși la această întâlnire, suntem deschiși la orice propunere care va avea ca efect un lucru pozitiv pentru consumator. Însă, așa cum s-a întâmplat și data trecută, sunt destul de multe detalii tehnice și care este linia roșie pentru peste care concret în care acest lucru se va întâmpla? Care este linia roșie peste care nu puteți să treceți atunci? Nu m-aș referi la linii roșii în momentul în care venim pozitiv și încă o dată principalul este ca
orice măsură se va lua să fie în interesul cetățenilor. Ar fi mai bine exact acele produse, pentru că știm că vor fi va fi plafonat adausul comercial și la produsele din străinătate, din import. V-am spus, nu s-a discutat neapărat despre produse și aș vrea să înțelegeți că acest lucru nici nu ar fi... S-a discutat până la urmă, nu despre produse, nu despre plafoane? Nu, în mod concret, deci despre un produs în mod concret și credem că ar fi prematur și ar putea avea chiar și un efect în piață de nedorit în acest moment. Așa că noi o să venim și la întâlnire. Că spuneți efect de nedorit. S-ar, eu știu dacă am spune acum ceva ce nu s-a stabilit, poate asta ar avea un efect pe piață. Deocamdată... Explica, vă rog, cum vor fi acoperite aceste pierderi pentru comerciant? Da, bă, deci am fost, ne-am întâlnit, fiecare cu ideea lui. Aha, și acum ceva, plecăm la birou. Păi ce o să întâmple? Nu știu. Ne mai vedem o dată. E un proces îndelungat. Sigur, ne. Dar alimentele când se vor ieftini? Niciodată. Asta am spus eu. Și cum va fi? A, las, așa, că mai negociem. Dar ce vreți voi, mă, de la noi? Hai că vă traduc eu discuția. Ce vreți voi, mă, de la noi? Păi nu, că noi să ieftinim, să n-am putea să da ce ne dați. Păi nu putem să vă dăm nimic. Băi, dacă slobozim ambasadorii peste voi, vă zbârnăie din țivei la guvern, băi. Când a venit la cofalcă în cerci una în pământ, ce, chesti că tu fei si? A? Te dai la largentul meu? Băi, lei crocodili mizerabile. Și la revedere, închiderea non-stop. Practic 15 minute nu a spus absolut nimic. A spus la început că n-avem cifre, n-am discutat pe cifre, n-am discutat pe produse. N-am discutat. Nu, dar ați văzut dumneavoastră că merge la cumpărături, că marile magazine, marii retaileri sunt atât de preocupați de scăderea prețului la alimente că au desființat posturile de vânzători de la casa de marcă. Aveți practic ne duce să cumpărăm. Sunt la fel de atât de fain încât și acum am și eu dreptate imediat. Și când mergi la bancă. Nu pot, mă, că toți vor să zică, mă, în emisiunea asta este democrația invitațiilor, mă. Deci fiecare vrea să zică el ceva. Stați, mă, că n-a zis nimic. Da? Nu avem ce să discutăm. Eu am dreptate și cu ce am zis mai devreme, că am dreptate. Nu avem ce discuta despre nimic. A zis un lucru important. Că va fi pe tot lanțul de distribuție. Până la producător. Atenție, ce am zis în ora anterioară. Ce am zis eu. Că va fi... Tu ai spus, Tu ai spus, după riscurile ridicate de holeră și salmonela, atenție, Rusia, aici e întrebarea, avertizează acum despre infecții cu virusul West Nile de-a lungul coastei Mării Negre. Infectarea este reală, spun specialiștii, iar răspândirea bolilor din cauza inundațiilor este sigură, afirmă aceștia. Dom'le, eu nu știu, dar apelez la specialiști. Sorin Rugină, medic specialist, este cu noi. Bună ziua, domnule doctor. Bună ziua. Noi trebuie să ne îngrijorăm. Deci chiar s-a vorbit de holeră, de salmonela, de tot felul de trăznăi de astea. Acum și cu țânțarul, cu Westline-ul, poate apărea din cauza acelor inundații? Nu, sigur, noi trebuie să fim îngrijorați în permanență de starea de sănătate globală, pentru că am influențat natura și este zona în care au fost ploi, se realizează băltiri și țânțarii se înmulțesc. Țânțarul este cel care transmite virusul West Nile și e posibil să apară în perioada următoare și astfel de îmbolnăviri. Dar nu au nicio legătură cu inundațiile din Crimea și nici holera și salmonela. Deocamdată sunt niște pericole ipotetice. Aș glumi puțin ca povestea lui Creangă cu drobul de sare. Deci nu are rost, cred că sunt lucruri mai importante de care trebuie să ne îngrijorăm și dacă discutăm de inundațiile din Crimea, ele pot avea un impact doar ipotetic asupra plajei Mării Negre. Pentru că sunt niște condiții necesare de întrunit pentru ca bacilul holeric, vibrionul holeric sau știu eu, salmonela să ajungă în apele noastre. E o distanță foarte mare. Marea Neagră este o mare cu salinitate, mare cu valuri care se autoepurează. Deci trebuie o sursă, ca să zic, vie excretoare de vibrion holeric. Or, inundațiile au acest rol ipotetic pentru că măsurând zonele cu
practic spală terenul și poate angrena până la un punct. Domnul Rogira, nu trebuie să ne îngrijorăm, da, ceea ce apare. Eu am văzut de ăștia pseudo-specialiști pe la televizor, dar de asemenea am văzut pe rețelele de socializare tot felul de filmulețe, că ia uite ce circulă pe Siret, ia uite ce circulă pe Dunăre, ce-o fi asta, atenție, holeră, chestii socoteli. Și de-aia am preferat să vorbesc cu specialistul. Deci, nu să nu ne îngrijorăm. Noi să nu ne îngrijorăm de holeră. Holera este, dacă vezi, pentru zona noastră, o boală cu caracter istoric. Eu sunt poate unul dintre ultimii supraviețuitori ai epidemiei din 1980, care ni s-a datorat. Deci holera nu apare oriunde. Trebuie să apară în condiții de promiscuitate. N-ai apă potabilă, controlată, prin alimente și așa mai departe. Ea nu se transmite nimeni, nu bea din apa mării. Că așa mai e, presupunând un absurd că ajunge o cantitate de bacil holeric. De asemenea, orice diaree știți că e posibil. În fiecare an se fac astfel de alerte, inclusiv cu verzi mai lini. Este sezonul în care, sigur, natura funcționează. Circulă țânțarii, ei pot transmite, nu numai, nu avem de unde să ne aducă malarie decât din import. Așa, dacă luăm toată patologia infecțioasă... Domnul Rogera, fac și o glumă, ca mai detensionez. Lasă să nu ne mai aducă, că e scump aia, dă-o încolo. Eu vă mulțumesc frumos pentru faptul că am reușit să liniștim oamenii. Să liniștim oamenii. Mulțumesc. Mulțumesc. Și de aici trecem din nou în spectrul politic. Fosta senatoare, doamna Rodica Boancă de la AUR, este acuzată de colegii de la AUR și după aceea au apărut anchete jurnalistice, etc., etc., că, domnule, ce că ar fi făcut trafic de influență, că nu știu cum altfel firmele soțului domniei sale ar fi încheiat afaceri cu statul de milioane de euro. Povestea este aici, iar doamna Boancă este cu noi. Întâi povestea. În urmă cu mai bine de 2 ani, Rodica Boancă ajungea parlamentar, moment în care a început și epoca de aur a familiei sale. Odată cu mandatul său, cifrele de afaceri și profiturile firmelor aflate în subordinea soțului senatorei de Ialomița au cunoscut creșteri vertiginoase. Aceste lucruri au dat de bănuit colegilor de partid ai parlamentarului și cred că la mijloc ar fi vorba de trafic de influență. Astfel, din 2021, firma la care Florin Boancă era director a încheiat numai puțin de 51 de contracte cu statul, având ca parteneri administrații locale sau instituții publice. Cifrele arată că din 2021, când profitul firmei era de doar 380.000 de lei, în 2022 profitul a depășit 2 milioane de lei. Pe unul dintre grupurile de WhatsApp ale Partidului AUR, Florin Boancă a fost acuzat de trafic de influență de către deputatul Antonio Andrușceac. După ce a încheiat un contract cu administrația orașului Amara, Rodica Boancă a reacționat imediat și a spus că îl va da în judecată pentru calomnie. Și soțul senatorii se apără și spune că toate acuzațiile sunt doar minciuni. Rodica Boancă este cu noi. Bună ziua, doamnă! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Sper că m-auziți. Da, vă auzim perfect. Cum e cu acuzațiile astea care vin din partea foștilor dumneavoastră colegi? Da, așa cum am specificat, acțiunea este în curs de a fi depusă la instanță, care va face dreptate, bineînțeles. Sunt niște acuzații mincinoase, de fapt sunt niște minciuni, că dacă ar fi acuzații a venit cu niște probe, cred că ar fi trebuit să-l sunați și pe primarul de Amara, cel de unde a pornit această demență cu contractul, care nu există. Nu a existat niciodată, a fost anterior funcției lui de primar. Firma la care soțul meu a lucrat este o firmă care are doar 5% din numărul de contracte cu statul, cum ziceți dumneavoastră. De fapt, sunt contracte cu primăriile, care, după cum știți, au o activitate descentralizată și aleg contractele de mentenanță, de iluminat public, pentru că despre asta este vorba. Firma respectivă făcea mentenanță pentru iluminatul public și nu știu dacă este cumva ilegal să faci și să închei astfel de contracte cu primăriile. Eu știu, doamna, că sunt alte firme în această țară. Deci, înțeleg că totul... Păi, ceva nu se leagă. Dumneavoastră veniți cu o poveste și presa scrie altceva, că în 2021 firma la care soțul dumneavoastră lucrează sau e acționar, brusc
Așa. Brusc a început să câștige contracte cu statul și aici vorbim de 51 de contracte. Pe de altă parte, vorbim de un contract. Eu nu cred că domnul Andrușac arunca pur și simplu așa o declarație fără să aibă în spate ceva. Un traseist puternic, un mincinos care n-a avut curajul să aducă probe. Doamna Boancă, ușor. E liderul, deci, e liderul parlamentarilor. Vedeți, e șeful dumneavoastră. De noi, deputat. Deci nu vi se pare nimic în neregulă. Cum ați ajuns parlamentar, firma a început să prospere, nu? Stimată doamnă, toate afacerile sunt, toate contractele sunt publice, toate bilanțurile sunt publice. Problema asta, e alta, că există un conflict. Dumneavoastră ne spuneți foarte clar că aceste contracte sunt publice. Deci cum e posibil până în 2021 firma aceasta era așa și dintr-o dată a câștigat contracte? Dar ce vă mirați atâta? Parcă faceți nastrăit în România. Și nu e deloc întâmplător că vorbim de un contract. Auzi și eu pe femeia asta. Păi nu spune nimic. Voastră să mă denigrați din banii de donații ai domnului Simion, care a plătit și acest articol. Domnul Cișmașu fiind prietenul domnului Simion. Da, firma deci, care e asta? Flamen? Flamen, asta e firma? Dacă nu am duceți dovezi concrete. Vreau să vă întreb eu ceva, doamna Boancă. Flamen e firma? Că eu n-am dovezi, nu sunt poliție, nu sunt investigator. Flamen e firma asta de care ne ziceți cu iluminatul public? Da. Nu. Nu Flamen. Dar Flamen ce face? Că și asta văd, că și asta văd că a crescut, că a fost frumos de la 2 milioane la 6 milioane de lei, 4 milioane într-un an, nu e rău. Despre cum se administrează o afacere, vă dă soțul meu legii. Am nebunii voi. Chiar că întreb, nu a zis că nu e asta. Stați-o pe că, doamna Blanca, stați-o pe. Doamne, dar ce face firma asta? Păi stai mă un pic, eu știu dacă nu știe care e firma. Păi da, nu știe să ne spună ce doamna face. Doamna Blanca, stați-o ce, stați doamna. Hei, băi, fraților. Numele. De serios că mă supăr. Dar câți angajați erau la Flamen anul trecut? 5. Iată, nu, erau 0, vă spun eu. Doamnă, haideți. Doamna Boancă, soțul dumneavoastră, uite, ziceți că erau 0. 0 angajați, uite așa. Doamna Boancă, acuzele sunt în felul următor. Vreau răspuns de la... Doamna Boancă, 2022, 0 angajați. Iartă-mă, dar eu doar atât. Cum a făcut cu 0 angajați 6 milioane de lei? Atât. Dacă nu mă lăsa să vorbesc, să știți să închid apelul. Nu închideți, vorbim. Până și eu închid, la non-stop. Nu închideți, că ne place ce spuneți. Am tăcut toți. Da, doamna Boancă, de sunteți acuzată că ați făcut trafic de influență de către colegii dumneavoastră, că ați făcut trafic de influență astfel încât firmele soțului dumneavoastră să încheie contractul cu statul. Bun, mă lăsați să vorbesc? Da, păi ziceți. Păi să zic, dacă zic, ziceți dumneavoastră peste mine și nu mă înțelegem. Deci, nu a existat niciun trafic de influență. Primarul din Amara, despre care este vorba în această poveste, a spus de față cu 40 de oameni care îi voi aduce martori în proces că nu a existat niciun fel de trafic și că este o minciună din partea domnului Andrușceac. Unul la mână. Doi la mână. Firmele despre care vorbiți că au, aceste contracte cu primăriile sunt pe BDF, firma unde soțul meu a fost angajat, iar Flamen nu a avut niciodată 0 angajați și întotdeauna a avut minim 2 angajați. Mai simplu, n-ați făcut trafic de influență și toată lumea este răutăcioasă. Am înțeles, gata, doamnă. Influență și asta o va dovedi instanța. Bun, în regulă. Bine. Vă aștept, în studio. Uite, îl chem și pe domnul Andrușeac în studio să o rezolvați. Mulțumesc, doamna Boancă, mulțumesc. Imediat după publicitate. Imediat după publicitate. Ați avut 0 angajați pe site-urile oficiale risco.ro. Ia zi tu, mă, ia zi tu. În 2022, 0 angajați. Zi mă tu ce am de făcut. Băi, zi tu ce am de făcut în emisiunea asta. Deci pe bune, mă, ai auzit, cântă muzica, trebuie să iau publicitate. Trebuie să fac un teaser în puii mei. Tu dai cu 0 angajați. Zi ce am de făcut, mă. Hai, mă, lasă-mă în pace. Deci pe bune, trebuie să ziceți toți, mă. Toți vă pricepeți acum. Știi ce am de făcut? Tiz. Cu celeritate luăm publicitate, fraților. O să o cunoașteți pe artista care a făcut un videoclip la munte și s-a tăvălit prin narcise. Și și-a luat-o de la Rom Silva cu amendă. Ne explică chiar ea de ce, în câteva minute. Informația este senzațională. Anuța Motofelea, interpret de muzică
Populară a filmat un videoclip în Poiana Narciselor din Munții Rodnei cu un buchet de flori sălbatice în mână. Adică cu narcise. Vedem și mai dați? Dați imaginile. Da. Ei bine, după ce acest videoclip a apărut în spațiul public, Anuța Motofelea s-a trezit cu o amendă. Pentru că narcisele sunt flori protejate de lege și ruperea lor este interzisă. Acum nu mai știu, actul artistic excede sau nu excede legea. Dar ne spune chiar Anuța Motofelea, care este cu noi. Bună ziua! Bună ziua, Anuța Motofelea sunt, da? Motofelea, bun, scuză-mă, gata, scuză-mă, iartă-mă. În lume am vizit în toate felurile, am un nume puțin mai greu. Uite-am și tu Folpopa, na, nu știu ce să zic. Așa. Da, da, Narcisa da. Acum. Narcisa, uite, zi. Anuța Narcisa. Bun, dar zi și mie, te rog frumos, ok? Videoclipul ca videoclipul, că e frumos ce se întâmplă acolo cu Poiana, cu narcisele. Dar amenda, cum a venit amenda? În plic. Nu știu să vă spun pentru că eu încă nu am ajuns acasă, sunt de duminică la București, dar o să vă anunț cât este amenda, nu știu și nu știu pentru ce este amenda, pentru că eu am filmat videoclipul acum o lună și narcisele le-am dus de la mama din grădină, eu crescând tot la munte, să ne înțelegem. Deci nu le-am luat din grădină, din mijlocul orașului. Adevărat. Da, dar uite, cu noi este și doamna Mihaela Pol, directorul Parcului Național Munții Rodnei, da, din subordinea Rob Silva. Doamna Pol, bună ziua! Bună ziua! Păi doamna Pol, am investigat. Trebuie să facă dovada că l-arăb de acolo. Doamna o floare între flori, o să întâmplă să mai pătească câte o nepățâtă și a picat așa, fără să vrea. Cred că din necunoștință de cauză, doamna Motofelea va trebui să fie sancționată. Acum vom vedea după ce se va întoarce în județ. O să avem o discuție cu dumneaei. Noi am discutat împreună, o să ne întâlnim, să îi punem la dispoziție legislația și acolo unde a greșit. Vreau să se înțeleagă foarte clar că noi o iubim și o respectăm pe Anuța Motofelea. Nu oprim pe nimeni și nici n-am oprit niciodată să vină să filmeze, să se fotografieze în Parcul Național, chiar din contră. Dar cu amendă suntem toți datori că cica a rupt narcisa, dar uite, ea zice că l-a dus de acasă, de la mama. Cum întotdeauna hoțul ne prins om cinstit și până om ajunge să dovedim de unde le-a adus, vom vedea cum ne-o înțelege. Cum adică vă înțelegeți? Dar ce sunteți la târg acum să vă înțelegeți? Că v-a făcut reclamă. Nu ne-a făcut nouă reclamă, noi reclamă am avut-o. Poiana cu narcisă din Parcul Național Munții Rodnei este una dintre cele mai frumoase din țară la 1600 altitudine. Sunt cam singurele narcise din țară care înfloresc pe sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie. Stați un pic, doamna director, dar da, cât ar fi, da, dacă pe mine mă sprinde dând iama prin narcise pe acolo, cât ar fi amenda? Dacă dumneavoastră dați seama prin narcisă, nu aveți nicio amendă, pentru că toată lumea poate să urce, toată lumea poate să se fotografieze, toată lumea poate să... Uite cum era buchetul în brațe la Anuța. Într-adevăr, buchetul acela a supărat pe foarte multă lume, pentru că Administrația Parcului Național Munții Rodnei duce și-o duce foarte mult timp o campanie de conștientizare în aceea de a ocroti și a nu a rupe florile. Era amenda dacă eu smulg narcisa din Poiană. Ei, smulsul e alta, culesul e alta, filmat în scop comercial e altul. Vizorul e altul, frigiderul e tot ăla, aerul condiționat ne dă rece, dar dacă e inverter ne dă și cald. Anuța! Eu aș propune pe doamna la directoare la ANAF. Să ne înțelegem, nu, care vă să zic. Anuța, deci mai mare publicitate pentru videoclipul tău n-ai avut neam. Adică așa cred că faci... Asta e. Hai, ai zis să ne și cânti ceva. Asta e, dar să știți că nu-mi place titlul care l-a spus acolo pe ecran, Anuța s-a tolănit pe narcise. Să știți că numai vacile se tolănesc la noi pe flori. Eu m-am așezat pe flori, nu pe flori. Formația vocală instrumentală, timpuri noi. Anuța, formația vocală, da, timpuri noi. Are un cântec care se numește N-a tolănit unde a ajuns. Dar e un joc de cuvinte cu NATO.
Da. Deci, eu sunt în mașină, dar dacă oamenii trimit... Eu nu sunt în mașină, dar mai am un pic și o să fiu în mașină. Să știi că trebuie să mulțumești pentru reclamă. Doamna Pol, lăsați că ne înțelegem noi dacă e vreo treabă de genul ăsta și le mulțumesc invitaților. La urmă, legislația trebuie să o aplicăm egal de cine suntem. Mi se pare normal, dar ne înțelegem. Când domnișoara a fost într-un lanț, dar domnișoara a dus toată lumea pe ea, când Anuța, au tăiat pădurile în România. Ori rămâi la Anuța, ori pui acum Anuța Narcisa, ca să fie treaba. V-am pupat, mersi frumos. 3 ore cu listele statului paralel Anca Alexandrescu, imediat Anca, bun găsit. Bună seara, Laurențiu, bună seara, doamnelor și domnilor. Deci cum? Ciolacu s-a dus cu metroul la Grindeanu și au făcut o conferință de presă cu prietenii. Schimbați-vă, consilierii, că sunt și proști depășiți. Acțiuni din astea siropoase de PR se făceau acum 20 de ani. Aud că vor să plece și la mare împreună. Mie mi se pare așa că Marcel vrea să arate că e șef și că el plus Grindeanu egal love. Eu nu mă pot pune în calea fericirii oamenilor, dar aș vrea să le amintesc faptul că în ecuație pe undeva ar trebui să fie și românii. Am înțeles că și-a încordat mușchii la PNL să nu-l pună pe Abrudean, că nu e compatibil personal sau că n-are pedigree bun de la servicii. Nu ne pasă, știți? Dar ne pasă că, de fapt, bătălia e iar pe niște numiri în funcții bănoase la Transelectrica. Desigur, cu altă miză e control la cele agenții Mamut, creată de fostul secretar general guvernului, prin care va controla toate societățile de stat de la centru, dar și din subordinea Consiliului Județene. Sigur, mă uit cu mare atenție și la ultimele alocări de sume la Ministerul Dezvoltării. Pe ultima 100 de metri, Cechea Atila a dat 587 de milioane de lei. Dintre cele 20 de proiecte mari, peste 10 milioane de lei, 7 s-au dus în localități cu etnici maghiari și, desigur, și în localitatea în care s-a născut fostul ministru. Nu m-am reușit încă să văd dacă s-au găsit bani și pentru drumul de la Chilia Veche din Tulcea. Dar sigur nu. Marcele, vezi că Ponta laudă pe Dragnea. Să leșim de râs. Și că de la Roșia lui Dragnea niciunul n-a mai vorbit de ceva românesc. Apropo de Ponta, mai țineți minte cum sărea în sus societatea civilă pe vremea lui că dădea prea mult ordonanțe de urgență? E, anul trecut s-au dat 229. 229, înțelegeți? Mai țipă cineva? Sau acum nu mai e ordin pe unitate? Între timp avem un șef nou la ANRM, fostul ministru Alexandru Petrescu. Am ceva speranțe. Dar să vedem dacă îl vor lăsa să umble la taxe și la redevențe. Între timp, minerii de la CEO Oltenia fac greva foamei în fața Ministerului Muncii, iar în UE e scandal mare pentru subvenția centralelor pe cărbune. A zis ceva nou ministrul energiei? România are vreo poziție? A, nu, Burduj a rămas cu pozele de ieri, cu intrarea în minister și poza de la sfârșitul zilei cu rucsacul în spate. Omul descoperă domeniul. Aud că Rafila începe războiul pe pacienții de cancer. Încă o zi, încă 153 de români morți de cancer pentru ambiția unui ministru. Vă aștept de la 18. 3 ore, desigur. Anca, mulțumesc. Ne vedem mâine la 16. Pa, pa!